Ești pregătită? 3, 2, 1, start! Nu te mișca! Aha, așa! Aproape am terminat! Gata! Hai să vedem! Uimitor! Wow, ce sunt astea? Ce frumusețe! Câtă profunzime! O adevărată capodoperă! Ai câștigat, prietene! Bravo! O, da! Am reușit! Dar al meu? Merită asta mult mai tare! Hei, terminați! Vreți să vă întreceți? Bine! Ha? Ce este acest loc? Hei, ce mai faci? Atât de emoționant! Wow! Adică, uitați-vă la fața asta! Lăsați-vă inspirați de ea! Desenați! Pisica? Mie-mi convine! Hai să desenăm! Chiar știe ce face! Vezi de treaba ta! Știu, e reușită! Păi... Nu e? Ce jenant! Nu am mai desenat o pisică până acum, dar știu cine a făcut-o! Alo? Da, te rog, imediat! Cine e? Livrare specială! Wow! Uite ce aparat șmecher! O să mă ajute să câștig! Nu-l atinge! E al meu! Va face orice îi spun eu! Nu, nu asta! Da, motanul ăsta e perfect! Trebuie doar să-i trasez conturul! Acum știu ce trebuie să fac! Uite cât de ușor e! Gata! Aproape am terminat! Vezi? Adăugăm și câteva mici detalii! Chiar prinde viața acum! Nu crezi? Nu strică o mână de ajutor! Gata! Invidioasă? Am și eu nevoie de ajutor! Bingo! Lucrurile devin în sfârșit mai clare! Foarte, foarte clare! Sticla va ajuta la crearea unei reflexii! Stai pe loc! Și acum pot să-l conturez! Nu am nevoie de niciun aparat sofisticat de artă! Așa! Și acum ultimele retușuri! Ce zici? Super drăguț, nu-i așa? Vom vedea! Nu știu... Tu! Îmi pare rău! Da, știam eu! Pot plescăi mai tare? Și el? Haideți, oameni buni! Stați, bomboanele mele! Chiar era necesar? M-a lovit inspirația! Vedeți? Ne ocupăm! Trebuie să fac semicercul perfect! Compasul îmi sare în ajutor! Dar mai întâi, colorăm! Să începem! Să apară culorile! Mi-e atât de ușor! Privește ce tușe clare! Ce senzație plăcută! Curcubeul perfect! Nu-i așa că e magnific? Wow! Ce? Pot face asta! Știu cum! Cu sfoară! Și vopsele! Pot să fac asta! Pune vopseaua pe o farfurie de carton! Apoi așează șnurul deasupra! Asigură-te că e muiat bine! Scoate-l cu grijă! Și pune-l pe hârtie, așa! Îndoaie hârtia pe jumătate! Apasă puțin! Apoi trage sfoara afară! Și ai obținut un curcubeu! Ce zici? E unic, nu-i așa? Cred că da! Deci? Foarte frumos! Doar unul poate câștiga și, evident, câștigătorul este... Ei bine, de fapt, sunteți amândoi! Nu se poate! Ba da! Am prins-o! Amândoi am câștigat! Da! Bravo! Cred că merit și eu una! Hai, inspirație, fă-ți treaba! Aha, m-am prins! Voi combina cele două pasiuni ale mele, mâncarea și arta! Hai să facem! Oh, ce faci? Creez o capodoperă! N-are rost să mai întreb!
Ora gustării! O, nu! Nu mai avem mâncare! Dulapurile! Trebuie să fie ceva! Ce mă fac? Stai puțin! Ramen! Bineînțeles! Oh, e gol! Meg, ce-ai făcut? Hei, unde sunt tăiței? Șt, strici atmosfera! Ce stric? Am nevoie de liniște! De acum pictez cu ramen! Cred că am terminat! Nu pot să cred! Destul de bine, nu-i așa? Bravo, e minunat! O să desenez un tablou frumos! Am modelul perfect! Nu te mișca, rață! Nu se poate mai bine de atât! O cană de cafea și o carte bună! Oh, ce interesant! Nu pot să o las din mână! Ce-a fost asta? M-a lovit ceva în cap! Cred că-mi imaginez! Nu-i nimic! Ha? Bună, tati! Oh, uite ce fețișoară inocentă! Ce ciudat! Ok, acum sigur am simțit ceva! Gata, nu mai suport! Asta poate merge la gunoi! Nici să nu te gândești! Oprește-te! Nu faci asta! Iau eu asta! Scuze, tată! Ia să văd! Ce-i asta? Încerc să desenez rața, dar e mai greu decât credeam! Ha? Stai să mă uit! Oh, am înțeles! Poți să o faci, draga mea! Nu voi fi niciodată artist! Stai! Cred că te pot ajuta! Am un truc grozav! Privește! Mac, mac! Tata nebunit? Nu, lasă-mă să-ți arăt! O să desenez conturul mâinii mele! Exact așa! Acum voi adăuga câteva detalii! Voi începe cu ciocul! Acum voi adăuga culoare! Voi folosi roșu pentru cioc! Apoi galben pentru pene! Arată bine? Sunt destul de mulțumit! Ce părere ai? Wow! Îmi place mult! Vreau să încerc și eu! Așa, dragă! Urează-mi succes! Arată bine! Ai reușit! Wow! Suntem artiști, tată! Azi e ziua cea mare! Am așteptat-o cu nerăbdare! Îmi place să pictez! Va fi o capodoperă! O zi întreagă de pescuit! Wow! E ziua perfectă pentru asta! Vom fi doar eu, undița mea și peștii! Sunt atât de entuziasmat! Uf! Nu e bine! Ar trebui să fie un pește! E un dezastru! Poate merge la gunoi! Va trebui să încep din nou! O să fie grozav! Stai! Prea multă cafea! Trebuie să merg la toaletă! E o urgență! Ești bine? Nu! Trebuie să plec! Tata e așa de caragios! O să fie la limită! Mai bine mă întorc la pictura mea! Pot să fac? Pe cine încerc să păcălesc? Mă simt mult mai bine! Tata, ajută-mă! Pot să faci, scumpo? Oh, sunt în întârziere! Am pește de prins! Ha? Uite, tubul de hârtie igienică! Pot folosi ăla! O să iau eu ăsta! Pa, dragă! Fir întins, tată! Să vedem! Da, e perfect! Exact ce-mi trebuie! Voi începe prin a strânge tubul! Vreau să fac un pliu pe parte! Acum am nevoie de pensula mea! Voi picta marginea tubului! Ar trebui să fie suficient! Îl voi apăsa pe hârtie! Acum pot să colorez! Voi adăuga mai multe! Voi folosi culori diferite! Apoi voi adăuga cozi! Acum voi trece peste ele cu un pix negru! Voi adăuga micile detalii! Wow! Arată uimitor! Pictez pești! Voi adăuga bule! Cred că am terminat! Arată grozav! Ar trebui să fie într-o galerie! E mai bine decât mi-am imaginat! Înnotați, peștișorilor! Ha? Ce-a fost asta? Wow! E o furtună! Ce bine că sunt înăuntru! Am ocazia să pictez mai mult! Excursia mea de pescuit e distrusă! Sunt ud fleașcă! Nu o să prind niciun pește! E groaznic! Uite ce am! Sunt pești? Vrei să mă ajuți? Uite, sunt eu pește! E mai bine decât în orice excursie! Ce viață bună! Gustări și clipuri! E de vis! Mai vreau chipsuri? Intrați acolo! Meg, am nevoie să... Oh?
Uite ce dezordine! Mă enervează cumplit! Nu e mare lucru! Nu e mare lucru! Wow, calmează-te, mama! Nu pot să cred! Scuze, m-au copleșit emoțiile! Trebuie să faci curat aici! Acum! Of, nu-i corect! Hai să terminăm odată! Ce multe haine! Cred că le-am luat pe toate! Stai, asta îmi dă o idee! Mai bine mă apuc de treabă! Sper că mamei îi place arta! Abia aștept să-i văd fața! Va fi atât de surprinsă! Voi face o fundă roșie! Acum trebuie să adaug fața! Voi folosi șosete pentru asta! Nu miros chiar atât de urât! Apoi voi face mustăți! Wow, e grozav! Oh, ce-i asta? Wow, tu ai făcut asta? Acum trebuie să le aduni! Nu uita să le împăturești! Toată lumea se pricepe la artă! Vreau să vă exprimați creativitatea! Fiți una cu curcubeul! Ce înseamnă asta? Credeam că e ora de matematică! Puteți începe! N-ar trebui să fie prea dificil! O să iau un creion! Ce face Miles? E voi alege o pensulă! Oh, ia uite! Nu pot folosi asta! Wow, e uimitor! O să încerc! Ce se poate întâmpla? Să-i dăm drumul! N-a mers conform planului! Nu renunț! Știu că pot! Haide! O să pretind că e artă abstractă! Încep să mă enervez, pensulă! Oh, pictura mea arată groaznic! Am nevoie de o pensulă nouă! Ești bine? Nu, nu e nicio pensulă aici! Oare sub bancă? Ha? Stai! Știu! Oare am ceva în pantof? Oh, n-are rost! N-o să găsesc niciodată o pensulă! Stai puțin! E perfect! Pot folosi părul profesoarei! Mă întorc imediat! Ha? E timpul pentru o tunsoare! Nu o face, Meg! Oprește-te! Pune forfeca jos! Ai nevoie de asta! Îți va rezolva toate problemele! Acum du-te! Ah. Mă rog! Oh. Unde ți-a fost mintea? Ce ar trebui să fac cu asta? Pictează! Haide! Ce? Cum? Ah, serios? Hai, fă ceva! Nu pricep nimic! Nu pot să văd așa ceva! Dă-mi aia! Ce ai de gând să faci cu ea? Uită-te la asta! O să o întorc! Și o apăs pe hârtie! Lasă în urmă un model! Dar mai e ceva! Voi folosi bucăți individuale! E atât de ușor! Sunt pe val! Cred că am terminat! Wow, arată uimitor! Cred că sunt artist! E o capodoperă! Hei, aia e a mea! Ce n-ai? Uitați ce-am făcut! Mai bine ascund asta! Asta e recunoștința pe care o primesc? Să vă văd picturile! Vom începe cu Miles! Frumoasă lucrare! Acum Meg! Wow, ce colorat! Bravo! Ai auzit? Bate palma! Sper că vă simțiți creative! Acesta e modelul vostru! Ce e ăla? Habar n-am! E un fluture! Oh, acum îl văd! Să începem! Voi folosi un creion! Să o facem! Trebuie să mă gândesc la asta! Ah, știu! E greu! Nu știu de unde să încep! Wow, Meg se descurcă bine! Asta îmi dă o idee! Voi începe cu aripile! Oh, wow! Am un talent născut! Mai bine îl colorez! Ha? Unde sunt creioanele? Ce ghinion! Oh, le voi folosi pe ale lui Meg! Sunt sigură că nu o va deranja! Hai să o facem! Va fi atât de colorat! Nu mă luam seama! Mă distrez de minune! E perfect! E cel mai frumos fluture din lume! Schița mea e gata! Ha? Ce ciudat! Creioanele mele au dispărut! Uh-oh, poartă de normal! Stai puțin! Creioanele alea îmi par cunoscute! Sunt ale mele! Nu, sunt ale mele! Timpul se scurge! Cum ai putut, Claire? Poate am ceva de rezervă în rucsac! Ups, ambalaje de bomboane! Stai! Asta e ceea ce căutam! Astea sunt perfecte! Pot folosi pastelurile în schimb, voi rupe o bucățică mică!
Ar trebui să fie destul. Acum o strivesc. Sunt gata să-mi colorez fluturele. Voi începe cu aripa. Voi continua în jos. E suficient albastru. E timpul să schimbăm culorile. Voi continua să le pun în straturi. Am un presentiment bun. Va arăta grozav. Ar trebui să fie suficient. Wow! Ia uite! A ieșit perfect! Wow! Nu mă așteptam la asta! Timpul s-a scurs! Arătați-mi fluturii! Oh, poftim! Sper că vă place! Oh, excelent! Știu! Bravo, Claire! Și tu, Meg? Oh, wow! Asta da fluture! Îmi place mult! Wow! Ha, ai auzit asta? Nu fi rău tăcioasă! Să zicem că arată ok! Wow! Uite-te la copacii ăștia! Așa de maestuoși! Wow! Cum ajuns ai acolo? Ei bine, asta a fost extrem de nepoliticos! Frunzele astea reprezintă un pericol serios! Dar există atât de multă frumusețe! Pariez că pot să o surprind! Dar mai întâi, aceste frunze trebuie să dispară! Chiar sunt multe! Încă câteva! Gata! Super! Și acum lucrurile devin interesante! Ce culoare să folosesc? Negrul nopții, dragă! E cea mai misterioasă culoare! Gata! Nu e rău! Gata! Să o facem! Asta a fost bine! Wow! Arată destul de cool, nu-i așa? O alternativă plăcută la o pensulă plictisitoare! Poți să vezi neliniștea în asta, nu-i așa? Oh, da! Arată genial! Sălbatic! Fix ca pădurea asta! Încă unul! Și așa se face! Sper ca oamenilor să le placă! Sunt pur și simplu magice, nu-i așa? Aleatoriu, dar perfect! S-ar putea să fie cea mai bună lucrare de-a mea până acum, dar îi voi lăsa pe ei să judece și se pare că au înțeles! Mulțumesc mult! Felicitări! Bună treabă! Asta e destul de plăcut! Încă puțin aici! Hei, mami! Mamă? E ocupată! Știu! Poți auzi asta? Nu? Ce zici de asta? Da? Gata? Poți auzi asta? Vai! Nu vrea să-și folosească urechile? Voi încerca unul dintre celelalte simțuri ale ei. Cu siguranță va simți asta! Gândește repede, mama! Treplătintă! Hai! Asta a durut! Ce-i asta oricum? Gunoi? Nu te uita la mine! Nu vreau să irosesc folie bună! Să o folosim cu cap! Vezi? O pânză goală și sclipitoare! Are dimensiunea perfectă pentru piesele astea! Acum desenează figuri amuzante peste tot! Foarte frumos! Apoi colorează fundalul! Întoarce-le pe partea cealaltă! Acum poți vedea folia! Nu uita să te ocupi de tot! Perfect! Următorul pas? Vopsirea! Folosesc tușe rapide! Acum iată cum prinde viață! Wow, minunat! Un ocean cu pești! Chiar strălucesc ca niște stolzi adevărați! Destul de cool, nu-i așa? Îmi lipsește ceva! Să vedem! Am prea multe pensule! Asta? Sau poate asta? Cred că am nevoie de o pauză! Bine! Ce este asta? Mormanul meu de sticle! Vai! Ce risipă de plastic! Poate aș putea să reciclez! Trebuie să privim dincolo de aparențe! Cel puțin așa cred eu! Manevrează cu grijă la mascuțită și taie bucata din mijloc! Gata! Bine că am o mulțime din astea, dar le-ar putea folosi ceva mai multă culoare! Ai răbdare! Ar putea dura puțin, dar nu este extrem de satisfăcător să te uiți? Întoarce-l pe cealaltă parte! Încă nu am terminat! Mai mult lipici fierbinte! Lipim hârtia asta rulată și gata! Am terminat! Și când te gândești că erau niște capace de sticlă? În regulă, pensule! Adunați-vă! Nu ne mai încurcăm în acest atelier de artă? Îmi place un truc bun de organizare! Gata! Am terminat! Știu exact ce pensule să folosesc! Poate vrea una mai mică! Hai să o facem!
Bine, următoarea? Am nevoie de mai multe. Da, e genial! Nu iubești și tu să stai afară? Simți aerul acela curat? Da, foarte curat. Poți să te întreb ceva? Vrei să facem împreună o activitate distractivă? Un meșteșug? Bine, mă întorc imediat. Am nevoie de materialele potrivite. Aici sunt multe popădii. Am găsit niște materiale. Yay! Încă vrei să faci un meșteșug? Fii atent aici. E șablonul naturii. Trebuie doar să faci în așa fel încât umbra să pice fix unde trebuie. Vezi cum colorez? Nu poate fi mai real decât atât. Gata, e terminat. Deja? Wow! Cool! Pot să încerc? Doar colorez aici, nu? Minunat! Arată foarte bine! Sunt de acord! Parcă arată ca niște palmieri. A fi creativ este distractiv, nu-i așa? Uf, ce cald aici! Genunchiul meu! Stau înghemuită de prea mult timp! Nu! Pupseaua! E chiar așa de rău? Vai, ăștia sunt colanții mei preferați! Acum ce mă fac? Ești bine? Tu să-mi spui? Vai! Stai așa, pot să repar asta? Așteaptă, ce? Ai încredere în mine? Și încearcă să stai nemișcată. Arată deja mai bine? Bine, acum înclină-te înapoi. Asigură-te că te miști puțin. Acum cu mâinile. Foarte frumos. Sus de tot. Eu îi spun autoportret. E o parte din mine, oricum. Ceva bun pe aici? Vai, ăsta e cel mai superb model pe care l-am văzut vreodată. Simt inspirația venind. Vreau să-i surprind frumusețea. Dar am nevoie mai întâi de un plan bine definit. Bine, până acum totul bine. Prevăd că va avea un botic perfect. Tot ce-a mai rămas de făcut e părul. Atâtea bucle frumoase. Dar nu arată deloc ca în poză. Oh, nu pot să fac asta. Iubito, ce e neregulă? Privește. Stai puțin, ai nevoie doar de o gustare. Poftim. Oh, bine, poate că mi-e foame. Semințe de mac, atât de delicios. Da, e perfect. Și a făcut o mare mizerie. Dar stai un pic, asta am două idei. Să încercăm din nou, ce ziceți? Am abordat treaba asta într-un mod complet greșit. Nu ar fi trebuit să încerc să-l desenez. Am nevoie de mai multă textură. Semințele de mac mă vor salva. Uite cum zboară! Și sclipiciul este perfect! Nu ești de acord? Uite! Vai! Ești o artistă așa de talentată! Ei bine, încerc! Oh, da! Mă simt bine! Inspirația curge prin mine! Și puțină cafeină nu strică. Oh, nu! Chiar s-a întâmplat asta? Desenul meu e stricat acum. Gândește, gândește. Poate că răspunsul e chiar cafeaua. Dar de data asta eu dețin controlul. Vedeți norul de ploaie? Și acum plouă cu găleata. Foarte frumos. Dar stai, pot folosi ăsta. Elimină excesul. Acum e mult mai bine. Și cu puțină conturare, lucrurile vor ieși cu adevărat în evidență. Înțelegeți la ce mă refer? Nu putem uita de protagonistul nostru! Vai! Culoarea e un instrument atât de puternic! De la curea până la pantofi! Și uite așa, am terminat! O să numesc asta întâmplarea fericită! Oh, mai bine nu! Mami, hai să facem ceva nebunesc! Cum ar fi? Lampa! Acolo!
acesta? Sau vrei becul? Trebuie că am putea face ceva. Mă întreb ce altceva am putea folosi. Firul ăla ar putea fi excelent. Să vedem. Beculeț! În capul meu, vreau să spun. Sper cu adevărat să funcționeze. Ăsta conține multă vopsea. Ești sigură de asta, mamă? Urmărește foarte atent. Trebuie să așezăm sfoara perfect. Acum începem să tragem sfoara în jos. Vezi cum trage culoarea? Gata! Ca un adevărat bec! Tare, nu-i așa? Nu vine să cred! Eu urmez! Ok, încearcă! Uite cum se descurcă micuța mea artistă! Astea arată fabulos! Ar trebui să fiu comediantă! Aia a fost ușa? Mă duc să verific! În sfârșit a plecat! Să înceapă distracția! O să fie super! Mi-am exersat tehnica de desen! Wow, chiar par reale! Uneori mă surprind pe mine însămi! E timpul să facem schema! Voi pune ouăle adevărate lângă desen! Bună, Luna! Vrei să încerci niște ouă? Sigur! Le voi încerca pe astea! Stai! Ăsta e un desen! Te-am păcălit! Astea sunt ouăle reale și sunt doar ale mele! Pa, pa, bun! Nu e corect! Ce curier fermecător! Stai o secundă! Unde sunt ouăle mele? Uite hoațele de ouă! Uh-oh, mi-ai prins! Există o singură soluție! Bunico, nu! Ce s-a întâmplat? Bunica este o vrăjitoare? Deci vă place să desenați, nu? E timpul pentru o provocare artistică! Glumești? Ei bine, bunica a luat o razna. Ha? Ha? Mult mai bine! Așteptat! O secundă! Poate ne grăbim puțin? Acum pot vorbi! E timpul pentru prima provocare! Desenați un ursuleț de pluș drăguț! Serios? Wow! E atât de penibil! O să fie ușor! Ia uite! Un ursuleț de pluș adorabil! Stai! Nu e bine! Locul acestui urs e în coșul de gunoi! Hai să încercăm din nou! Știi, nu e chiar așa de rău! Nu e foarte drăguț! Nu pot să-i dau așa ceva bunicii! O să sperie! Ce mă fac? E mai greu decât pare! Stai! Știu! Voi folosi butonul meu magic! Sper că funcționează! Te rog, te rog, te rog! Wow! Ia uite! Un creion mistic! Este minunat! Uite ce de culori! Să începem! Voi desena mici spirale! Uite așa! Și vor fi multicolore! Simt că o să iasă ceva bun! Brațele sunt gata! Acum trebuie să desenez restul corpului! Stai să-l vadă bunica! O să fie tare surprinsă! Dar trebuie să fie perfect! Pare atât de moale și pufos! Acum pot să-i desenez fața și să-i fac un zâmbet larg! E un urs fericit! O să țin o inimioară! Nu putea să-mi iasă mai bine de atât! Acum voi colora inima cu roșu! Mă umple de bucurie! Mi-aș dori să am un ursuleț așa! Bunico, am terminat! Ha? Ce-a fost asta? Amy, încetează! Șt, încerc să mă concentrez! Hârtia asta nu se taie singură! Ar trebui să desenăm! Ce faci? Ai vrea să știi, nu-i așa? Este un secret! E exact ce-mi trebuie! Acum mă pot apuca de treabă! Voi avea nevoie de lipici! O să lipesc cercul pe hârtie! Apoi voi adăuga un alt cerc! Acesta va fi ochiul ursului meu! Dar va avea nevoie de încă unul! Îl voi pune aici! Până acum totul e ok! Asta va fi gura! Voi pune niște lipici! Apoi voi lipi dinții! Niște dinți super ascuțiți! E distractiv! Ăsta nu e un urs obișnuit! O să aibă coarne roz! Wow! Ia uite! E o capodoperă! Picasso ar fi mândru! Așteaptă! Lipsește ceva! Trebuie să-l înrămez! Acum poate fi expus într-o galerie! Am terminat! Ăsta e ursul tău! Ce? Oh, ați terminat! Stați să mă uit! Ah, sunt diferiți! Cred că ați câștigat amândouă! Bravo! Glumești?
Sunt de acord! Câteva umbre aici, o umbră acolo. Ea știe că suntem aici, nu? Nu cred. Cred că este gata. Iată următoarea provocare. O rochie sofisticată. Unde e hârtia? Ce anume? Oh, corect! Pot repara asta. Uitați! Ce? Nu se poate! Cum a făcut asta? Asta e tot ce primesc? Am atât de multe idei! Dar îmi voi termina sucul mai întâi. Am băut prea mult. Am nevoie la toaletă. Este o urgență. Bine, dar grăbește-te. Mulțumesc, bunică. Unde se duce? Mă rog, ce o să fac? Așteaptă o secundă. Poate este ceva în geanta mea. Trebuie să o curăț. Ăsta e un gândac? E atât de drăguț, gudi-gudi. Pot fi noul meu animal de companie. Avem nevoie de asta. Vai, un gândac dezgustător. Hei, numele lui e Frank și e sensibil în privința aspectului său. Super scârbos. Nu fi rea. Asta e hârtie igienică? E ultima modă? E atât de jenant. Nu mai râde. Mi se întâmplă tuturor. Hei, mi-a venit o idee. Pot folosi asta. Da, ar putea funcționa. Hai să încercăm. Mai întâi împăturesc hârtia igienică. Așa. Acum am nevoie de un tub de lipici. Îl voi freca pe talia modelului. Apoi voi lipi hârtia igienică. O voi plia. Voi face asta pe toată lungimea. Arată uimitor, dar poate fi și mai și. Voi tăia cercuri din hârtia igienică. Acum par banale, dar o să le transform. Și am nevoie doar de un creion. Voi pune radiera pe cerc. Trebuie să fie în mijloc. Apoi o voi răsuci. Acum voi freca cercul pe tubul de lipici. Apoi poate fi pus pe rochie. Arată ca niște trandafiri. Voi pune unul în părul modelului. Acum e la modă. Merită să fie pe podium. Să adăugăm puțină strălucire. Niciodată nu ai suficiente pietre prețioase. Wow, e atât de chic. Trebuie să-i arăt bunicii. Sper să-i placă. Wow, impresionant. Cum pot să înving așa ceva? Aha, știu, Frank mă poate ajuta. Nu-ți face griji, nu e real. Îl voi așeza chiar aici. Să-i aducem un prieten. Acesta va fi un tip diferit de rochie, dar tot va fi la modă. Wow, îmi place. Mama natură ar fi mândră. Adică, eu aș purta-o. Bunică, ia uite. Ce naiba? Bleah! Asta e o rochie adevărată. Wow, amândouă sunteți foarte talentate. Rochia lui Annie e interesantă. Ăia sunt gândaci. Aoleu. Ok, e rândul Lunei. Atât de chic. Este frumoasă. Luna e câștigătoarea. Ce? Iuhu! Pe bune. Nie-nie. Ce mai zi? Vreau să se termine. Mai, mai, mai. Se pare că a venit noaptea. E timpul să petrecem. X e egal cu circumferința, ceea ce înseamnă că B este raza. Cum reușește să stea trează? M-ai speriat. Știu. Și acum am pierdut pagina. Serios? Pagina 20? Ce plictisitor. Dă-o la mine. Ce? Vezi firul ăsta? Vei avea nevoie cam de atât. Folosește un clește pentru a îndoi capătul. Și continuă așa până jos. Da, continuă. Vezi? Arată ca o stea. Cool, ha? Acum folosește un fir de o altă culoare și răsucește-l din nou pentru a obține o nouă formă. Vezi? Este o lună! Ți-ai dat seama care e tema aici? Ta-da! Sunt semne de carte! Wow! Sunt pentru mine? Mulțumesc! Hai să vedem! Pagina 69 primește unul. Acum sunt pregătită! Ce cool! Da! Asta mă face să mă gândesc. Vreau ceva care mi se potrivește mai bine. Seamănă cu un soare. Folosesc bucățele negre pentru față. Privește! Un soare și un nor. Poftim! Mulțumesc! Oh, sunt perfecte pentru jurnalul meu. Ce distractiv!
Oh, ce plictiseală! Mie îmi spui. E prânz deja? Hei! Ha? Ratatule! Ce? Nu prea cred! Îți arăt eu! Ups, mi-a alunecat markerul! Clasic! O să plătești pentru asta! Țintește! Trage! Scârbos! Ca fața ta! Oh, da! Ia de aici! Hei! Vederea mea e mult mai bună acum! Nu! Ai grijă la mâinile alea! Hei, oprește-te! Deci, viața! Oh, ce se întâmplă aici? Nu, nu, opriți-vă! Nu ascultam azi, nu? Hei! Așa e mult mai bine! Ce? Nu! Ajutor! Scoate-mă de aici! Oh, wow! Genți noi! Da, hai să mergem! Wow, sunt primul, ha? Hei, fii atent! Un parim pe iaur adevărat! Hei, ce-i asta? Vreau să ating și eu! Dă-mi-o! Hei, eu am avut-o primul! Cui pasă? Dă-mi-o! Nici gând! Hei, Gina! Urăsc locul ăsta! O petrecere? Ha? Poftim? Au! Cărțile mele! Cui pasă? Ce jalnic! Mie îmi spui? Stai! Brelocul meu! Ar trebui să fie prins! Ce păcat! Hei, ce-i asta? Hei, Alex! Ce-i aia? Ce-i asta? Am nevoie de ea! Aici începe munca! Acum ajungem undeva! Dar ar fi frumos să aibă puțină culoare! Iar galbenul ăsta e ca cea mai strălucitoare stea! Foarte frumos! Acum conturați partea de jos cu roșu! Acum începe să iasă în evidență cu adevărat! Vă dați seama ce fac? Ce are doi ochi și un zâmbet drăguț! O steluță simpatică, normal! Nu-i așa că ți înveselește ziua? Oh, uite-te ce strălucește! Și pentru spate am nevoie de un lipici foarte puternic și un ac de siguranță frumos și mare. Și uite, așa e gata! Ce cool! Uite așa! E rândul meu, dar eu nu fac o stea. Vreau un nor frumos și pufos. Și pentru asta vreau un albastru răcoros și liniștitor. Nu-i așa că e relaxant? Așa cred și eu, dar nu am terminat încă. Albastru deschis e accentul perfect. Vedeți că e mai dinamic acum? Dar nu pot uita de o față drăguță. Oh, uite zâmbetul ăla. Am terminat. Acum pentru acul de pe spate. Mai întâi vine lipiciul. Apoi acul de siguranță, așa este. E gata! Micul meu nor de ploaie! Ce drăguț! Și eu sunt artist, să știi! Îl voi purta chiar pe blazerul meu! Nu mai sunt supărată! Totul e bine! De aici! Ăsta e răspunsul? Problema asta nu e o problemă! Aha! Așteaptă! E ud! Ce? Plouă? Oh, bine! Oh, nu! Munca mea e leoarcă! Și a mea la fel! Toată munca mea grea e distrusă! Oh, frate, uite! Dar putem schimba lucrurile! În primul rând am nevoie de o lună mare și frumoasă! Frumos! Acum de o nuanță magenta drăguță! Roz! Mai mult roz! Niciodată nu poți avea suficient! Uite, e superb! Îmi place un degrade bun de culori! Acum ajungem la albastru! Dar asta nu e tot! Albul face toată diferența! Vârtejul e numele jocului! Ce mai e suos!
cum folosim mai mult magenta pentru a crea niște forme amuzante. În cazul ăsta, e important să fii atingere atente. Și niște sclipici, desigur. Nu-i așa că-s frumoase bijuteriile astea albastre? Uite așa! Gata! Ce părere aveți? E regulă, dar acum e rândul meu. Caietul meu preferat e pe cale să devină și mai tare. Să vină culoarea, dragă! Vreau un efect de mozaic. Priviți cum se îmbină totul. Trebuie să protejăm totul. Nu vă faceți griji pentru negru. Totul constă în avea încredere în proces. După ce s-a uscat, folosim ceva ascuțit pentru a grava prin ea. Vedeți cum ies la iveală toate culorile? Să trecem la viteza maximă! Salutare, culori frumoase! Ce cool, nu-i așa? Unicat! Facem schimb? Îmi place o lună bună! Ți-a plăcut acest clip? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să le trimiți clipul prietenilor tăi înfometați!